Duminică, la Casa de Cultură Ineroman din Megidi au avut loc două recitaluri de pian susținute de către copii aflați sub îndrumarea profesorilor Angela Bejenaru și Angela Moraru. Cei mici au pregătit pentru cei prezenți în sala de spectacole un program intitulat Miracol de Crăciun, începând cu ora 11 și cel de-al doilea program, Armoniile Crăciunului, începând cu ora 14, dedicate sărbătorilor de iarnă. Un eveniment foarte frumos astăzi la Casa de Cultură Ineroman. Cât de greu a fost să-l organizați? A fost o plăcere să-l organizez. Copiii sunt la începutul semestrului, semestrul a început de la 1 octombrie, au avut puțin timp și totuși s-au străduit să învețe, ați văzut, mai mult au cântat pe partitură, pentru că e imposibil într-un timp atât de scurt să pregătești un număr artistic, dar totuși s-au străduit și greu, ce e greu? E greu începutul până copiii înțeleg ce cântă, până formează mânuțele la anul întâi. Dar pe urmă, încet, încet, cu străduință și normal, cu talent, iese totul bine. Cât de mult înseamnă aceste lecții de pian pentru copii, la o vârstă atât de fragedă? Să știți că acum un instrument muzical în educația copiilor este un lucru normal și foarte necesar. Pianul, vioara și alte instrumente muzicale foarte mult ajută copiii, nu numai la sensibilitate și la dezvoltarea simțului muzical, dar neapărat să știți că ajută la dezvoltarea logicii. Și în anii trecuți ați avut astfel de spectacole înainte de Crăciun. Cum a fost anul acesta față de celelalte spectacole? Cu emoții, ca întotdeauna. Unii copii te aștepți să facă într-un fel, iese în alt fel, au și ei emoții. Vă dați seama, sunt copii obișnuiți care au... Și, cum să zic, sufletelul lor tot acolo undeva au emoții înăuntru și unde mai bine, unde mai rău, dar eu zic că toate spectacolele au avut farmecul lor, de fiecare dată orice spectacol a avut scenariul lui, tematica normal rămâne Crăciunul și nașterea lui Hristos și venirea iernii, dar de fiecare dată ne-am străduit să facem alt scenariu cu alte personaje. Ați văzut, de fiecare dată noi compunem versuri, la noi toate spectacolele sunt în versuri și anul ăsta ați văzut tot la fel și moșul a vorbit la noi în versuri. Ne străduim să facem ceva deosebit, dar tot timpul sunt și mici surprize, dar eu cred că ce e mai frumos de cum un copil cântă, cum un copil dansează, cum un copil recită, așa că orice spectacol pentru copii și făcut și prezentat de copii, eu cred că e o minune și e ceva frumos. Mai ales în ajun de sărbători. Megidienii s-au delectat cu recitalurile de pian și colindele copiilor, toate având menirea să ne amintească de vechi obiceiuri specifice acestei frumoase perioade a anului. Activitate care se face an de an, o sărbare pentru copii, care să le aducă o satisfacție. Fiecare din ei a muncit și își culege roadele. Iar moșul, după cum ați văzut, a fost darnic și bun cu copiii. Fiecare are sâmburile său de talent.
Unii mai mult, unii mai puțin, unii îl dezvoltă, sunt în dezvoltare, dar ați văzut că, într-adevăr, în Megidia avem copii talentați și ca dansatori, și instrumentiști, pianiști, și vocaliști canto. Sunt foarte mândră de copiii de la Megidia. Având în vedere frumosul spectacol pe care l-au pregătit copiii megidieni, aceștia nu au fost ocoliți de către Moș Crăciun, care, venit tocmai din Laponia, a poposit timp de 2 ore la serbare. El a împărțit cadouri micuților, de care nu s-a despărțit fără a le promite că și la anul va fi alături de ei. Cum a fost astăzi pe scenă? Magic și în același timp special. Și cât de greu a fost să te pregătești pentru acest spectacol? Păi am muncit și o parte din vară, dar... Și de la începutul anului școlar până acolo. De cât timp iei lecții de pian? De 5 ani. Și cum de ai ajuns tu să iei aceste lecții de pian? Cine te-a îndrumat? Părinții mei. S-au gândit să fac ceva extrașcolar și în același timp pentru mine. Și așa am ajuns să cânt la pian. Mai cântă cineva din familie la pian? Nu. Sau la orice alt instrument? Da, fratele meu cântă la chitară. De cât timp? De un an. Cât de greu a fost să fii astăzi pe scenă? A fost greu pe scenă? Nu. Ai mai luat parte la alte spectacole până acum? Numai la teatru. Și de cât timp iei lecții de pian? De o lună. Am cântat la pian. Ce ai cântat? Un cântec. Cât de greu a fost să te pregătești pentru acest spectacol? N-a fost greu. Copiii nu s-au sfiit să recunoască faptul că au avut emoții pe scenă și sunt mândri că munca lor nu a fost zadarnică, dovadă fiind ropotele de aplauze cu care au fost răsplătiți de către publicul numeros. De cât timp iei lecții de pian? De 5 luni. Și cine te-a îndrumat pe tine să mergi la pian? De ce la pian? Mami. Mami cântă și ea la pian? Nu. Doar te-a îndrumat, nu? Da. Am cântat. Ce ai cântat astăzi? Am cântat sonatina a patra de Mozart. De cât timp iei lecții de pian? De 3 ani. Și de ce ai ales aceste lecții de pian? Și nu altceva? Am ales pentru că a fost singurul lucru la care m-am descurcat foarte bine. Se înțeleg că ai încercat și alte cursuri? Da, am încercat foarte multe cursuri, dar nu m-am descurcat și doar la asta mi-a mers și... O să ne spui câteva cursuri la care ai încercat să mergi și nu ți-au plăcut sau nu s-au potrivit? Quilling, dansuri și șah. Dar cine te-a îndrumat să încerci toate aceste lucruri? Eu, mi-am dorit din proprie inițiativă. Seria evenimentelor organizate de Casa de Cultură Ine Roman pentru sărbătorile de iarnă a continuat duminică începând cu ora 18 cu un spectacol de dans modern, dans sportiv, vioară, pian și corul Doremi din Ovidiu. Au fost 3 spectacole maraton, pot să le numesc, 2 recitaluri de pian și unul această seară, unde clasele de dans modern, dans sportiv, voci, vioară, pian, corul din Ovidiu, toți am încercat împreună, pe parcursul unei zile întregi, ziua de 17 decembrie, să oferim spectacole din tot sufletul pentru megidienii noștri, să oferim bucuria sărbătorilor de iarnă, și să ne dăm seama că Megidia merită astfel de spectacole. Noi, spectatorii, noi cei care încercăm să facem acest lucru, merităm toate aceste lucruri. Și atunci trebuie să facem cumva ca sărbătorile să ne unească și credem noi că a reușit în această seară. Credem noi. Spectacolul de sfârșit de an s-a dorit unul de excepție, care să încununeze activitatea din tot anul. La reușita evenimentului au contribuit atât copiii talentați din Megidia și profesorilor, dar și directorul instituției care a supervizat evenimentul.